M-am gândit mereu dacă să vin sau nu, dar am zis că mi-a zis frate Iosif de fiecare dată când mă întâlnesc, dacă am o cântare și dacă e să spun adevărul din inimă, Domnul mi-a pus o cântare nouă în inimă. Dar am să o recit doar, nu o să cânt, și cântarea e mărturisirea, de fapt, pentru că Domnul a făcut lucruri mari. Și doresc ca această mărturisire să fie o încurajare pentru cei care merg joia sau când este rugăciune, pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu din inimă, pentru tineri, pentru bătrâni, pentru că Dumnezeu face lucruri mari. Ca să înțelegeți un pic mai bine despre ce vorba, trebuie să vă spun că să vă dau mai din urmă câteva lucruri, că am crescut într-o adunare de pentecostal, am crescut toată viața așa ca copiii de aici, dar a trecut vremea și m-am însurat și ispitele și poftele lumii care sunt așa de atrăgătoare ne-a îndepărtat de Dumnezeu și vreau să zic că problemele din viață ne-au ajuns ca acum vreo 4 ani să ajungem la prag de divorț. Și Bunul Dumnezeu așa s-a înturat că acum vreo 4 ani deci problemele au fost mari și grele și nu le știa nimeni. Soția avea niște benișori în România care aveau un grup de rugăciune care era în, se adunau în casă și îi spunea mereu despre situația noastră și se ruga pentru noi. Și în sfârșit eu mereu, pentru că vedeam problemele că nu se rezolva niciun fel, mereu îi spuneam soției, deci să trăim așa, mai bine să ne despărțim. Și ea sigur că nu vrea mereu tot spunea că nu. E, până acum 4 ani, țin minte și acum că era Victoria Day în un weekend și până la urmă i-a zis că ok, nu mai ajungem la nicio rezolvare, trebuie să ne separăm că trăim mai rău decât cei necredincioși. Vreau să zic certuri, probleme, a fost poliția acasă și a trebuit să plec de acasă și în sfârșit. Acum acum era vina. Dacă vă spun povestea mea, era vina ei. Dacă vă spun povestea ei, e vina mea. Așa că rămân toate aceste lucruri să recunoaștem că amândoi am fost de vină. Ce s-a întâmplat a fost că în ziua când ea a zis că recunoaște că suntem de acord să ne despărțim, asta a fost din un weekend, m-am dus marți la primărie, cum ar fi, și am luat foile de m-am interesat online, cum să ne separăm la repede, cum să ne despărțim. Și foarte ușor, cine când sunt de acord amândoi, în sfârșit, am luat foile de la primărie ca să le completăm, să ne separăm, să ne despărțim. A doua zi, după ce am luat foile, am adus acasă, i-am dat ei să le citească și ea și ne-am rugat, fiecare era în drumul lui. Spre dimineață, soția a plecat la servici. Și a plecat dimineața, m-am trezit că am auzit că pleacă, era în altă cameră, eu eram în altă cameră. Și după ce a plecat, zic eu, am adormit din nou, dar n-am adormit, că auzeam prin casă ce se întâmplă. Și aici a fost ziua în care a fost marea lucrare a lui Dumnezeu, pentru că dacă a fost ca un vis, ori ca o vedenie de noapte, nu știu, eram treaz sau când dormeam, tot nu știu. Pentru că orice s-a întâmplat, mi-am revenit tot în locul în care eram. Dar, în schimb, se făcea că eram în pat și parcă s-a aprins lumina și se stingea fără să fie nimeni în cameră. M-am trezit și m-am ridicat din pat și am zis că mă duc să văd, să-i spun la soție, la Silvia, și să-i spun ei că ceva nu-i în regulă. Am mai avut eu un vis cu lupte din astea. Am coborât scările jos și am crezut că ea este în bucătărie, că era 6 dimineața.
Și când m-am dus în bucătărie, parcă am văzut un pic stând acolo, dar acum nu mai știam dacă este ea sau e un spil ceva rău. Și m-am apropiat și când am întins mâna, a dispărut. Și când zic, ok, probabil zic, mă duc să văd dacă cumva este în mașină ca să plece la lucru. Și era cum să îngâna ziua cu noaptea. Am ieșit afară și când am ieșit afară, când mă uit, parcă erau parcă vreo 10 milițieni care erau și mă așteptau afară. Și mă uit la ei și eu eram, mă simțeam foarte mic, erau oameni mari și puternici. Și unul din ei zice că uite că a ieșit afară. Deci știam că mă căuta pe mine și problemele care le-am avut mai înainte, sigur că nu era de mirare pentru mine. Dar în timp ce stăteam acolo și mă uitam la ei că știau că vreau pe mine, dintr-o dată m-am trezit că eram întâns cu fața la fața, cu spatele pe iarbă și fața în sus și eram ca paralizat. Nu puteam să mișc nici mâinile, nici picioarele și capul mi era, doar vedeam misterile că era închis seara, eram întuneric. Și în timp ce eram paralizat, stăteam așa, zic, ce vreau să fac? Știam problemele care... Că n-aveam nimic de făcut. Am început să strâng numele lui Iisus. Și strigam numele lui Iisus din toată inima. Știam că El e Cel care mă ascultă. Știam că mă aude. Nu știam dacă mă ascultă, pentru că știam viața pe care am trăit-o eu. Știam că Dumnezeu ascultă pe cel neprihănit, nu pe cel păcătos. Dar n-aveam de ales. Am zis, dacă mă ascultă, mă ascultă, dacă nu... Și în timp ce strigam așa, dintr-o dată simt, dar strigam cum n-aș putea acum să strig, numai doar strigam numele lui Iisus. Și cum strigam așa, deodată am început să-mi dau seama că îmi revine vocea. Deci nu mi-am dat seama că vocea mi era ca un fel de răgușit, așa că nu puteam nici să strig. Și când mi-am dat seama că vocea mi se revine, am început să strig și mai tare. Și mai tare până ce când mi-a revenit vocea cu totul, am putut să mă ridic în picioare. Când m-am ridicat în picioare, nu mai era nimeni în jurul meu. Și cum stăteam așa și mă gândeam, eram foarte bucuros, că știam că Iisus din cer m-a ascultat. Și eram așa de bucuros, m-am ridicat, dar acum eram că nu știam ce să cred, că nu mai era nimeni în jurul meu. Cum stăteam așa deschid, când mă uit din casă, iese soția. Uitasem că ea deja normal era la lucru. Și când o văd pe ea că iese afară din casă, când mă uit la ea, ea era parcă de la gât și până la mijloc, parcă era, nu mai era ea. Deci era trupul ei, dar înăuntru era o lumină. O lumină atât de puternică și ca lumina soarelui. Și lumina aceasta era ca niște ochi care mă priveau din toate părțile, aveau ochi pe dinăuntru și din afară, era ceva ce nu pot să explic. Și era o putere care era ca o putere de atracție, ca un magnet. Nu puteam să îmi iau ochii de acolo și era o lumină așa de sfântă și de curată, încât stăteam în prezența ei și parcă aș fi vrut să mă, nu să intru în pământ, aș fi vrut să mă topesc ca ceața la soare. Era o lumină atât de curată și de săvârșită, încât eram fără cuvinte, nu știam și era ca în cer. Și în timp ce mă uitam la lumina aceasta, ceea ce era interesant a fost că vedeam cum se uită lumina aceasta la mine. Și știam cum mă vede și mă vede ca și cum n-aș fi făcut niciun rău niciodată. Știam cum îți vedea prin jertfa Domnului Iisus. Aceasta e ceea ce știam. Și eu care știam viața mea, care, cum am zis, aveam probleme și adicții și Dumnezeu, puterea aceea mă privea cu ochii dinăuntru și din afară, de jur împrejur. Și nu era ca un magnet, ca să zic așa, care mă atrăgea spre lumina aceea. Și soția, ea nu era conștientă de stare, dar eu eram copreșit de acea prezență și acea binecuvântare, prezent sfântă. Și am intrat în casă înapoi. Când am intrat în casă înapoi,
toată casa era luminată, deci asta era dimineața, când era 6 dimineața, era întunericul. Toată casa era plină de lumină, dar nu vedeam niciun vechi. Era lumină din pereți, lumină din tavan, nu se vedea nicio umbră, nimic, era... Eram, mă uitam peste tot, parcă nu vine să cred, am crezut că sunt în rai. Și am intrat în casă și când am ajuns în mijlocul casei, deși eu trecusem acolo, erau vreo 12 scaune, că am așezat exact în mijlocul casei. Și soția îmi spune că, uite, aici sunt frații care s-au rugat pentru tine. Și ne-am dus în camera de sus, unde dormitorul mare și acolo tot așa, lumină, peste tot lumină, ca totul strălucea de o lumină și care nu te durea ochii, dar era, nu era din lumea aceasta. Și m-am trezit. M-am trezit și am zis, a fost, puterea aceea a fost ca niște raze care a trecut prin mine, orice probleme, adicții care le-am avut cu alcool sau cu orice lucruri, Dumnezeu în dimineața aceea m-a trezit la o viață nouă. N-am mai avut nicio poftă de băutură, nicio poftă de pornografie. Vă spun aceasta pentru tineri care știu cum să luptă cu aceasta. Și noi ne-am luptat și familii care ajungeau în trape de vot și dacă am o rugăciune și o cereri mereu pentru oameni, mă rog, pentru cei care știu, care trec prin familie, exact cum am trecut și noi. Fără să fie rușine să spun, pentru că Dumnezeu e cel care i-a transformat și i-a transformat în vieți și în ziua de astăzi. Sunt patru ani de atunci și viața, citesc cuvântul și îl văd pe un alt Dumnezeu în Biblie. Nu este cel care este un Dumnezeu plin de mânie, ci este unul plin de bunătate. Când strigă cineva către el, Dumnezeu îl ascultă, chiar dacă întârzi. Amin. Amin. Mulțumim, frate Cornel, și zic ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.